folosim zilnic produse de unică folosință din plastic, măcar sub forma paharului pentru cafea. Trist este să calculăm, de fapt, câte astfel de obiecte utilizăm și aruncăm la gunoi în 24 de ore. Deși știm cu toții cât de nocive sunt pentru sănătatea planetei, acum guvernele lumii încearcă să rezolve problema. Măsură bună, dar se va realiza în timp, nu imediat așa cum își doresc ei. Pentru că s-a dezvoltat industria asta plasticului în atâta fel și mod încât greu să termină. Este o idee foarte bună și trebuiau luate măsurile mai de mult. Deoarece de mediul înconjurător deja a fost invadat de aceste produse pe toate locurile, indiferent că este mediul urban sau rural. Și într-adevăr că găsești, vezi pe toate câmpurile, tot felul de produse din plastic care acum 30 de ani nu nici vorbă de așa ceva. Corect, dar numai că nu cred că la noi în România va ajunge să se respecte regulile astea. Deci oamenii nu sunt conștienți că trebuie să păstrăm natura așa cum este ea frumoasă și aruncăm pe jos hârtii, chiștoace și de toate. La noi, ordonanța de urgență care interzice vânzarea produselor de unică folosință din plastic ar urma să fie adoptată într-o ședință. Sunt și amenzi prevăzute acolo.